Haideți să venim un craul corect, să faceți puțin și picioarele și brațele, bine? Puțin mai rapid să faceți craulul ăsta, vă rog. Da, un pic mai rapid ca ritm, vă rog. Fără întoarcere, doar cu finish aici pe perete. Judith păstrează o tradiție de familie începută de tatăl său, Gavrilo Oroș, care a fost campion la curse de înot pe distanță lungă, pe Dunăre. Pentru a se menține în formă, antrenamentele ei încep dis de dimineață. De obicei dimineața vin la înot. Mă scol destul de devreme și mă zăbovesc acolo în pat și zic, poate astăzi nu mă duc. Și totuși mă hotăresc, că e destul odată să nu vii, urmă s-a terminat. Vin și până când sar în apă, îmi este greu, simt așa că nu duc. Când mă aflu în apă, deja este cu totul altceva. Preiau pulsul apei și îmi place nespus de mult anturajul de aici din bazin. A participat la primul campionat internațional de not în anul 1958 la Moscova, ca membru al lotului național. Pe atunci, în țara noastră, bazinele aveau apă rece, condițiile erau groaznice, iar accesoriile pentru not erau greu de cumpărat, povestește sportiva. În lipsa echipamentului adecvat, fetele erau nevoite să improvizeze și să modifice maiouri de bărbați pentru a intra în bazin. Când ieșeam dârdind din apă, aveam și o muștață de grin închis, fiecare din impuritățile din apă. Apa asta le-a plăcut și broaștelor foarte mult. Când câteodată s-a întâmplat la întoarceri să avem câte o broască, dar așa niște broaște mari, ori pe umeri, ori pe spate. La campionatele mondiale de natație de la Doha în acest an au participat 2500 de notători, împărțiți în 14 categorii de vârstă. La categoria 80-84 de ani, Judith Maier Oroș a obținut medalia de aur la probele de 50, 100 și 200 de metri bras, precum și la 400 de metri mixt. O concurență pe care dânsa a dus-o la un nivel extraordinar, în sensul că a reușit să bată timpii ar notătorilor care erau cu 10, chiar 15 ani mai tânăr decât ea. Dânsa a avut proba de 400 mixt. La proba de 400 mixt a fost cea mai vârstnică notătoare a competiției. Este unul din notătorii care a obținut cele mai multe medalii. Acum Judith Oroș se pregătește pentru campionatul național Masters de înot, care va avea loc la Reșița în luna mai. De altfel, sportiva ne-a dezvăluit că sportul, practicat la orice vârstă, este unul dintre secretele unei vieți lungi și sănătoase.